Bine v-am găsit, dragii mei, nasoși parfumați. E vineri azi, e 10 jumate la mine, e 8 jumate seara la voi. Nu știu dacă e cineva cu mine azi. Dacă noi, poate pentru că așa trebuia să fie. Carmen a intrat. Bună, Carmen. Alexandru, Ioana, bine ați venit. Astăzi s-ar putea să avem o ședință mai scurtă pentru că jobul. Gabi, Ana Vargas, Amaya Ciorbă, Tudorița și Geo și Despina, avem și generalul. Astăzi nu-i de bine. Azi nu o să fie cu distracție. În fapt, chiar m-am oprit din ten cu el pentru că mi-am dat seama că se lasă și cu plâns. Plâng de aseară, mai mult sau mai puțin așa, din diferite motive, dar am sufletul foarte greu. Drept care, dacă ați venit la distracții, s-ar putea să trebuiască să vă luați paharul și să vă duceți să-l beți singuri, pentru că eu nu o să fiu foarte distractiv în seara asta. Carmen Pascaru, Gabriela, Adina Timiș, Olimpia, binevenit, Roxana, Alina Sandu, Floi, Floina, suntem mulți, Liliana, Gabriela, Narcisa, avem și mama, Ancuța, Ana Maria Ristoiu. Da, după cum spuneam, astăzi e mai cu sufletul greu, așa, cam pietruit, nu știu cum să vă explic, din mai multe motive. Da, hai să o luăm cu începutul, bine ați venit la Năstânas. Primul și singurul deocamdată canal român destinat exclusiv recenzilor. Ba nu, nu mai suntem singuri. A mai pornit Cati un canal pentru parfumuri. Cred că se cheamă Top Parfumuri. Deci suntem primul canal român destinat exclusiv recenzilor de parfumuri și parfumerie în general. Astăzi aveam... Poalele lungile sunt cu noi. Astăzi aveam un plan... Că așa se nimerise și că așa se potrivise și că așa era rândul să vorbim despre avort. Subiectul ăsta a transpărut așa de multe ori în conversațiile, sau mă rog, monologele mele. Iar aseară, sincer să fiu, începusem să mă uit pe notițele mele, că eu se mai întâmplă să-mi iau notițe din când în când. Asta trebuie să zic, asta nu trebuie să zic, aici mai am nevoie de cercetare și așa mai departe, pentru că vă știți că mie nu-mi place să vorbesc din cur așa, după urechi, de aiurea. Este unul dintre lucrurile pe care nu vreau să le fac și pe care nu le respect la oamenii care spun și ei așa să afle întreabă. Vă știți că eu întotdeauna am vorbit despre cum cred că dacă toată lumea pune o formă de efort și ceva atenție în toate chestiile pe care le producem, de la vorbele care ne ies pe gură, la cum terminăm o interacțiune, la cum lăsăm să se traducă ce gândim în ce spunem și ce facem și așa mai departe, cred că lumea asta ar fi un pic mai bună. Și dacă ne vedeam noi de treaba noastră să facem fiecare pe tarlaua noastră cât putem de bine, ce știm mai bine atunci, cred că am avea cu toții mai mult de câștigat. Și ăsta e motivul pentru care nu că am amânat, dar nu i-a venit rândul până acum. Și era în plan să vorbesc despre avort astăzi. Lili, Marian, Claudia, Radu Florin, Cristina Dobre, Helblau, Ionica Verica, Roza și Grațiana. Bine ați venit, dragilor! Așa că îmi așezam gândurile așa, nu știu cum să zic, aseară și citim prin știri și așa am început să mă îngreunez. Deci v-am zis că asta se lasă cu plânsoare, asta e clar. S-ar putea să nu vă fie foarte clar de ce plâng eu, dar încerc să vă explic și poate beți cu mine. Eu sunt cu cafea și cu apa, dar cine știe, poate trag și un coniac când terminați, că parcă prea, nu știu cum să zic. A fost așa încărcată ultima zi. Deci făceam cercetare și am început să citesc știri. Mi-am dat seama că de vreo 3 săptămâni încoace, 4 săptămâni chiar, 5 săptămâni încoace, noi nu ne-am mai distrat la Năstânas. Ana Maria, bine ai venit! Și Simona, bine ai venit! Nu ne-am mai distrat la Năstânas. Știți ce înseamnă asta?
Nu că nu mai avem de ce râde în lumea asta, că sunt tot felul de tâmpenii care se întâmplă, dar știrile neutre sunt din ce în ce mai puține. Tot ce citim este încărcat de dramă, este încărcat de semnificații, de la încălzire globală și balene cu plastic în stomac, până la alegerile europarlamentare, la discursul urii, la ce se întâmplă în Franța, la muritorii de foame din Yemen, că acum sunt toți, e criză internațională și nimeni nu zice nimic. Valentina. Am înțeles, dar știi că s-ar putea să nu fii cu distracții. Claudia. Măcar nu sunt de la picioare. Nu mai rămâne paf, când ai, nu prea ai de ce să rămâi paf. E om. Claudia, bine ai venit. Și Violeta. Numai chestii grele, iar eu cred că în biologia noastră, în psihologia noastră, nu avem dezvoltate încă mecanismele prin care noi să procesăm atâta durere. Pentru că suntem animale, majoritatea dintre noi, suntem animale empatice, suntem animale care trăiesc prin relații și energia pe care ne o luăm de la alții. Și în momentul în care ăla suferă, cam îți vine să suferi cu el, în general, dacă n-ai și tu probleme tale mai mari decât ale lui, da? În general, îți vine să suferi acolo, din preunele, din astea. Nu suntem făcuți, noi ca animale biologice și majoritar empatice, sau mă rog, neurotipic empatice, să putem procesa atâta durere. Păi, acolo vezi copii care mor de foame. Sau poza cu copilul cu musca pe ochi, ăla moare de foame și musca sau corbii așteaptă să-l muște ce a rămas din el. În partea aia, balena cu plasticul. Dincolo, copila violată de 7 handralăi, nu știu pe unde, prin vasul lui sau în altă parte. Andreea, bine ai venit, draga mea. Și nenișorile, bine ai venit. Trump, avort, supărări, framursul polar care moare acolo când nu mai are ghețarul, treburi, chestii, socoteli. Nu suntem făcuți neurotipic și neurodivers, indiferent din ce materiale ne-am construit și care este structura noastră cognitivă și emoțională și în ce cultură am crescut. Nu suntem făcuți, nu știm, nu avem încriori, întrerupătorul, de unde să dăm mai tare butonul pentru procesarea informațiilor dureroase. Astfel încât aseară n-am putut să adorm, v-am spus, mă uitam la notițele mele despre avort și ușor, ușor am deviat în altele, în știri și în documentare despre tot ce s-a mai întâmplat în ultimele lună, două, deci 4, 5, 6 săptămâni. Și n-am putut să adorm, bineînțeles, și de ce citești, de ce citești mai mult și așa mai departe. Te sufoci, exact, cum spune Carmen. Ciprian Predan, nu e Claudia Ebro. Anca Teslevici, Măriuca Radu, Simona Dumitru. De-aia spun, astăzi nu va fi cu distracții. Dacă ați venit să ne râdem din preunelea, n-am cu ce, n-am ce să vă dau, îmi pare foarte rău. Nu numai pentru că creierul și pieptul meu sunt îngreunate și pline de pietre fierbinți în momentul de față, dar și pentru că uitându-mă chiar și pe Facebook, care este o sursă inepuizabilă de tâmpenii, de prostii, de you can't make this shit up, n-are, nu are tot ce e cel puțin în feed-ul meu, acum fiecare mama proștilor e mereu gravidă sau dacă vreți să citiți alte chestii, treaba voastră, dar în feed-ul meu, care înainte era plin de chestii interesante, de noutăți din știință. Voi știți că eu vin și vă povestesc foarte des de chestii care au mai apărut. Am vorbit despre tehnologiile CRISPR, am vorbit despre tot ce înseamnă știința somnului, despre cine avem pica mie, de Bisus, de toate chestiile din lume și de plouă și de așa. E liniște. Nu mai am în feed nimic de interes general. Totul este durere. Totul este dramă, totul este încins, totul este greu, totul este dens, totul este foarte, foarte, foarte greu de procesat din punct de vedere emoțional. Și sincer, să sunt la pământ. După aia am început să
divaghez așa un pic în capul meu conversația, că stau și vorbesc singură câteodată în pregătire pentru discuțiile cu voi. Câteodată mă mai prindeți unii noaptea pe vechi și eu mă duc să fac un pipi, pac, primesc un mesaj, vă răspund. Majoritatea vă și supărați că de ce nu continuă conversația. De asta, iată, discuții pentru mai încolo, despre ce înseamnă să simți că ți se cuvine cineva sau timpul cuiva sau corpul cuiva sau atenția cuiva și așa mai departe. Andreea Crisuzache, bine ai venit. Coni, bine ai venit. Diana Vlad, bine ai venit. Mira Odagiu, tu cred că ești nou? Nouă pe aici, bine ai venit. Și Claudia. Nu știu ce înseamnă propagandă pentru tine. Habar nu am ce înseamnă propagandă. La noi propaganda nu are semnificații foarte bune. În orice caz, asta voiam să spun. După ce era clar că încă nu i-a venit rândul unui monolog sau unei discuții sau unui live despre avort, nu pentru că nu avem ce să discutăm, ci pentru că sunt alte chestii mai pregnante, gândul meu și capul meu și atenția mea și ce îmi pica în rândurile știrilor pe care le-am păstrat, ca să le dau un ochi mai târziu, a luat-o ușor, ușor înspre politic. Și cred că despre asta trebuie să vorbim un pic astăzi, iarăși. Probabil că nu va fi o ședință la fel de lungă ca de obicei, dar Mirela, bine ai venit, Dona de la Iași și Loredana Rădulescu, bine ați venit cu toții. Și Nuța. Dar dacă vă rabdă timpul și dacă vă rabdă urechile să mă ascultați pe mine și dacă mai aveți energie pentru încă ceva care are legătură cu aceste voturi, poate ar fi o idee bună să rămâneți cu mine, deja cinci au plecat, e clar. Să rămâneți cu mine, interesantă treaba asta. Să rămâneți cu mine și dacă vă vine a plânge, să plângeți cu mine și cu un pahar de ceva. Au mai plecat câțiva. Fantastic. Ia ca de asta spun că de la Arad, să rămână. De asta spun că sunt un pic greaș, că nu mi-am terminat tencuitul deloc. Și când vine a plânge, pentru că de ieri încoace, citind aceste știri, citind tot felul, tot felul, de peste tot, am găsit răsuplânsul, am găsit certuri, pentru că noi nu știm să discutăm argumentat. Nu știm, nu avem exercițiul ăsta. E normal, în 60 de ani de comunism, în care nu ni s-a permis să ne explicăm și să ne exprimăm opinions sau opiniile. N-am învățat nici să le argumentăm, n-am învățat să atacăm argumentul și nu persoana, n-am învățat să fim civilizați, practic, în conversații. Să dăm celui din față dreptul la replică, să-l ascultăm de adevăratele și în loc să discutăm cum e el, să discutăm ce spune de dragul discuției, pentru că asta înseamnă discuții și așa mai departe. Iar astăzi mi-a pus capac o treabă, m-am umplut din nervi. M-am umplut din nervi, că mă mai ajunge și pe mine, sincer să fiu. Sunt un om care nu ia lucrurile personal și nici chestia de astăzi nu mă afectează la nivel personal, în sensul că eu nu mă reflect sau imaginea mea față de mine, stima mea de sine, nu este condiționată niciun fel de lucrurile negative care n-au legătură cu subiectul pe care alții le spun pe live-urile mele, pe materialele mele, mie în față și așa mai departe. Deci dacă eu vorbesc despre prima poză cu o gaură neagră, care a fost făcută posibilă de o femeie, căreia nimeni nu-i dă credit astăzi, dar mă rog, asta este de luna trecută, prima poză cu o gaură neagră, da? Și eu vorbesc despre poza aia și cât e de semnificativă și câte linii de cod au fost scrise programatic pentru a face posibil transmiterea informației digitale. Cât din aia, cât din aia. Și tu te uiți la mine și zici, vai, dar trebuie să te vopsești. Pentru mine asta nu spune nimic despre mine, spune mai multe despre tine, da? Eu nu iau lucrurile personal când e vorba de chestii care nu au legătură cu despre ce e vorba în propoziții.
sau afară din context, sau pe lângă, sau răutăcioase din motive pe care eu nu le cunosc. Nu are nicio legătură cu stima mea de sine. Dar ce s-a întâmplat azi, de pildă, cum adrez o seară, și nici nu știu când s-a întâmplat, azi dimineață, am văzut treaba, m-a afectat foarte tare, deci ca un pumn în freză așa, nu pentru ce spunea, ci pentru că este simptomatic pentru societatea și lumea în care trăim noi astăzi. Și am văzut ce s-a întâmplat. E o chestie absolut nesemnificativă în marea schemă a lucrurilor. Ieri am făcut pentru prima oară un live în engleză. Voi probabil nu știți, dar eu am un canal de YouTube și în engleză. Mititele, vreo 300 de abonați, adică nimica toată comparativ cu monștrii ăștia sacri, cu 30, 40 de mii, milioane de followers. Mă rog, eu nu o să fiu niciodată ca ei pentru că știți că nu mă interesează și pentru că subiectul canalului sau obiectul canalului este să vorbească doar despre chestii despre care nu știe nimeni. Adică, dacă e o treabă de calitate, un parfum, știți voi cum le găsesc eu pe astea nescumpe, dacă e vorba de o nișă despre care nu știe nimeni și la care n-am mai făcut nimeni recenzii, și o am în casă și mi se pare că-s bună, mi se pare o idee bună să vorbesc doar despre alea. E clar că dacă nu fac chestii de masă sau foarte populare, nu o să vină nimeni să uite la mine. Doar tocilarii la fel ca mine, care sunt atât de pasionați încât vor să știe și despre lucruri la care probabil nu o să mai aibă acces, pentru că ori sunt rare, ori sunt discontinuate, ori sunt, mă rog. Și deci canalul ăsta întotdeauna va fi despre aia. Plus că nu îi fac publicitate niciodată, plus că, mă rog, deci canalul ăla e foarte obscur. Ieri, în sfârșit, mi-a picat fisa. Ca să nu mai aștept atât de mult între un video și altul, când mi-e urât tare să fac videouri în engleză, să mă înregistrez vorbind în vitrină, în oglindă, în engleză, sunt foarte stângace, sunt foarte țepene, așa, nenaturale, rău, plus că editare, plus că durează o grămadă de timp. Și m-am enervat foarte tare și ieri am făcut primul live. Așa cum fac live-uri cu voi, live-uri care pe mine mă umplu de viață, pentru că una e să vorbești cu om și una e să vorbești la om. Înțelegeți? Eu nu vă... și m-am hotărât să fac și în engleză. Hai frate, zic, poate o să fie mai ușor. Poate așa, măcar, înregistrez niște materiale și o să rămână acolo, documentate. Nu mai trebuie să aștept, nu mai trebuie să editez. Și live-ul e altă treabă. Vorbești cu oamenii, mai înveți și de la ei. E, am făcut un live la care a venit puțin lume comparativ cu ce aveam în nas-te-nas. La nas-nos vine puțin lume, că puțin lume știe că eu fac treaba aia. Au fost vreo 35, dar din 35 au fost câțiva recenzori foarte cunoscuți și foarte respectați, cum e Ana noastră, cum e Peter de la Fragrance View și așa mai departe. Plus foarte mulți pasionați care chiar știu parfumistică. Luminița, Isabela, Lorena Boico, binevenit. Ramona Zbârnea, binevenit. Salmona, Nicoleta Tomșa, binevenit. Și Zamfira, Sărumuna, mătușa, bine ai venit și tu. Și am făcut un live, care la început a fost cârțitor, că nu mergea camera, până mi-am intrat în ritm să vorbesc în engleză, cum vorbesc în română, a durat o leac. După care mi-am intrat în mână și am făcut un live așa cum, știți că fac eu live-urile cum sunt alea de marțea, de pildă, da? Marțea la minut. O tanti, deși live-ul m-a bucurat foarte tare și discuțiile din chat, cum sunt și aici, au fost foarte activi și au învățat unii de la alții și vorbeau oameni care fac parfumuri, care știu despre ce vorbesc. Am învățat, na, se învață în chestiile live. Vine o tante și îmi comentează că ea e prea bătrână să aibă răbdare pentru așa prostii, că durează prea mult, iară, bla, 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 și atâta bla, bla, bla-uri și... limbariță alimentată de crize de cafea și adică o chestie asta. I-am răspuns foarte simplu. Când una vine și îmi zice ceva foarte neprietenos sau nesimțit de-a dreptul sau rude, eu îi spun, mai încearcă. Deci ăsta a fost răspunsul meu și am plecat mai departe. Ca să descoperați că a făcut Dita mai postarea, pentru cineva care nu are timp, e clar că a deranjat-o foarte tare, că și-a luat din timpul ei prețios să scrie o Dita mai postare pe un grup care se cheamă Facebook Fragrance Friends, în care sunt și o parte, să vorbească
o grămadă despre cât e de nesimțită treaba asta, că unii recenzori fac așa, că i-am pierdut timpul, nu dă nume într-adevăr, cât și atâta bla blauri, că lipsă de consistență, că bla, din astea. Despre cât e de ea de deranjată că cineva ca mine îi pierde timpul și că suntem delusional și că nu suntem inspirați și că nu că nu suntem inspirați, nu suntem pe val, pe felie, nu înțelegem audiența și că niciodată și că bla 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 bla, nici nu se miră că n-am decât 300 de urmăritori și oricum neprietenos, o postare neprietenos. I-am răspuns acolo, dar m-am umplut de nervi. Amalia, binevenit. Diana Șerban, binevenit. Monica Marea, binevenit. M-am umplut de nervi. Nu pentru că vorbea, eu am răspuns acolo și am zis, da, despre mine este vorba și vorba despre un canal despre obscure care nu vor mai exista, pe care nu le poate vedea lumea și mi se pare că e informație pertinentă. Dar asta nu are nimic de a face cu nimic. Este loc pentru toată lumea sub soare. Asta a fost răspunsul meu. Pe postarea ei, pe un grup, nu public, dar un grup din care fac și o parte. Lucru care m-a Nu m-a enervat personal, m-am spus, nu am luat-o personal, eu știu ce fel de conținut am, eu știu ce fel de creier am, eu știu de ce înseamnă asta. Nu pot să o și intereseze, dacă vine la mine în ogradă, are dreptul la o părere, dar lucrul la care nu ai dreptul, indiferent cine ești, că ești la mine acasă, că ești la tine acasă, că ești oriunde, este să crezi că ai dreptul, cum se cheamă, că ți se cuvine ceva de la mine. Asta m-a dat peste cap și în contextul ăsta, cu politica, și cu avortul, și cu știrile pe care le-am citit, și cu ce am mai cules eu de pe Facebook în ultimile zile și ultimile săptămâni, asta m-a lovit puternic. Pentru că mi-am dat seama că lumea, în general, a învățat să creadă că îi se cuvine treburi de la alții. Că îi se cuvine. De la alții. Ceea ce, bineînțeles, este o atitudine absolut toxică, este o atitudine absolut neproductivă, este o atitudine care ne-a adus în momentul în care ne aflăm astăzi. Să vă spun o treabă. Singura chestie drăguță. Andreea. Ea ca Mihaela, nu știu, n-a obligat-o nimeni să mă urmărească și, în mod special, mi se pare ciudat că pentru cineva care se plânge și a luat atâta din timpul ei să scrie dita mai postarea. Despre cum i-am pierdut eu timpul, fără să se fi uitat, bineînțeles, la video și fără să știi cine a comentat pe el și cine a fost acolo și părerea alții. Mă rog, nu contează asta. Nu știu cine e ea, deci nici nu contează, asta nu contează deloc. Toți avem dreptul să ne selectăm conținutul. Nici eu nu mă uit chiar la oricine, nici eu nu mă uit la chestii pe care le consider absolut inutile sau redundante și așa mai departe. Nici eu n-am timp. Dar vă știți ce spun eu mereu? Prefer să mă focusez pe lucrurile bune, ori la mine, ori la alții, decât pe ce fac alții prost. I-am spus și ei, zic, de dragul comunității astea de oameni care vezi parfumurile, îți recomand și ție și celorlalți. Dacă ai cuvinte în tine și dă-vi afară, folosește-le ca să-l auzi pe ea care îți plac. Nu ca să te caci pe ea care nu-ți plac. Că nu-i productiv, așa, schema generală a lucrurilor. Eu asta spun de când mă știu. Mă rog, nu contează. Vreau să spun că asta mi-a pus mie capac, pentru că a venit în contextul ăsta cu treaba politică și cu, ați văzut, imediat ce am mai citit, numai tâmpenii. Numai tâmpenii, fraților. Așa. Și o văd simptomatică, este o simptomă a unei boli generale. Faptul că ea se consideră că are dreptul, că îi se cuvine altceva de la altul. Bineînțeles, asta este o femeie, este americană și este albă. Nu cred că o persoană din orice minoritate ar fi ei, națională, etnică, sexuală, religioasă, politică, de orice fel, minoritate, ar veni cu genul ăsta de entitlement, de sentiment, că îi se cuvine ca eu să-mi schimb eu ceva în conținut, în viață, în atenție, în unghie, în așa, pentru ea. Numai pentru ea.
Și restul, bineînțeles, că sunt mulți care comentează de bine. Dar ea vrea ca eu și îmi spune de azi înainte să faci așa. Adică mă piși pe toți ăștia care vin să vadă și care apreciază, pentru că eu cred că am dreptul ca tu să trebuiască să-ți modifici atitudinea și comportamentul și produsele pentru mine. Isecuvinism, corect. Coro zice, în momentul în care aștepți ceva de la cineva, ești dependent de ei și sentimentul că ei trebuie să facă ce vrei tu este ceea ce stă pe creier. Ca rezultat, tu urmărești interacțiunea cu persoana respectivă ca să vezi rezultatul cererii tale și când rezultatul este negativ. Da, asta e explicație psihologică foarte bună. Termin prin a da vina pe persoana aia când a încercat destul de abitir să te satisfac pe tine. Da, are sens. Raluca Vasile, bine ai venit. Daniel Dan, bine ai venit. Îndreptățiți, așa, sărmă. Din nou, faptul că asta este o simptomă și că lumea e plină, de-aia zic că e simptomă. E un semn că ceva e în neregulă când cineva ajunge la genul ăla de libertate cu ei înșiși și să creadă cu adevărat că li se cuvine. Deci e o simptomă. Acum, un singur lucru bun s-a întâmplat săptămâna asta, care m-a luat un pic pregătite așa. Hai să plâng un pic, că așa e frumos. Să dai cezarului ce al cezarului. Sărmâna mare. Ieri am primit o cutie grea. Grea, grea tare. Care arată ca și cum cineva a cumpărat un blender sau ceva, sau o scutecina, să zic așa, în vrac, de undeva, într-o cutie mare. Și a refolosit-o ca să-mi trimite ceva în poștă. Pe cutie scrie, pentru Dana Sandu, pentru Ramazan Nimar, Ramazan Nia, că așa are două nume de familie, și pentru una. Băi, zic, cine să se trimit mie? Și nu recunoșteam numele. Un nume, mă gândesc. Cine să ne trimită nouă punctual pe nume? Că și la nuntă când te duci, lumea are impresia că dacă tu ești măritată, chiar dacă poți să te cauți colo și tu întotdeauna te recomand cu numele tău, care este numele meu, Dana Sandu. Eu așa m-am născut, așa mor. Dacă i-ar fi păsat omului, poate aș fi luat în considerare o posibilitate să-mi schimb numele de familie. Dar identitatea mea este construită 30 de ani până m-am măritat, Pit Dana Sandu, da? Rar se întâmplă ca oamenii să țină cont de asta și să se adreseze mie cum vreau să mi se adreseze. Pe numele meu adevărat, Dana Sandu. Nu să îmi scrie chiar dacă unii chiar știu cum mă cheamă și tot scriu Dana Ramazania, care n-a nicio treabă. Mă rog, numele scrise corect. Una inclusă pe cutie. Mă, frate. N-a recunoscut-o. Am așteptat să vină una acasă și nimeni, pentru că mi s-a părut o chestie frumoasă. Să vedem ce împreunele, da? De obicei eu deschid cutiile fără să mă uit, pentru că cutiile vin, pleacă, coros destrăbălează și o comandă chestii. Mă rog. Mi-a rabu Andreea Benevent, Doinița. Azi sunt supărată, să știți. Deci azi nu e cu distracții. Dacă v-ați venit la distracții, s-ar putea să n-am cu ce. Îți goală. Îți cau cochilii azi. Ba nu, am lacrimi și cuvinte până aici. Deci am noduri, îți plină de noduri. Dar singurul lucru bun este, care s-a întâmplat săptămâna asta este cu această cutie. Și am așteptat să vină omul, am așteptat să vină una de la școală. Hai să o desfacem împreună. În cutie, cadouri de la familia de mormoni. Dacă n-ați văzut live-ul ăla, vă povestesc eu ce s-a întâmplat. Într-o luni sau marți, în timpul săptămânii oricum, sau joi sau vineri, nu mai știu, nici nu contează. Oricum, în timpul săptămânii, Nima a scos copilul la parc cât puneam eu masa și a venit acasă cu un nene cu un copil care trebuia să fac pipi. Parcul nostru este foarte populat, dar băile de la parc îs dai și fugi, calcă pe pereți. Ca în videourile cu după blocurile gri, da? De la început sau ca în Ploaie cu boi. Era să desenăm cu deștul cu caca pe perete, un milion de plue
Și 100 de lembici. Era o de-a lui Dinescu, o poezie. Cam așa ceva. Imaginea, da? Cam așa ceva. Să desenăm din caca cu deștiu pe perete. Da, un milion de ploi și 100 de lindici. Ceva genul ăsta. Bună poezie. Foarte bună. Din ploi cu boi, ca asta ține minte capul meu, că uite așa funcționează mintea, că sunt nebună cu criorii. Dar cam așa sunt băile de la parc. Nima l-a văzut pe ăsta, un alt blond speriat așa, cu copilul disperat să facă pipi. Și a zis, nu veniți să faceți pipi la noi acasă, că așa l-am învățat eu pe om, să ofere WC-ul la toată lumea. Și a venit omul cu un băiat, cu băiatul său, să facă pipi. Cât făcea băiatul său pipi și se spăla pe mâini și acolo, am aflat și povestea. Erau de la mama naibii, zburaseră la Los Angeles sau la San Diego, nu știu unde, că el e pilot, o companie aeriană de pe aici. Și s-au întâmplat, s-au înlanșit zborul, nu știu cum. Au! S-a înlanșit zborul, nu știu cum, și li s-a dat un fel de dubă să conducă de la San Diego la San Francisco, care sunt vreo 7 ore, adică 8 ore de condus. Și îți plecați de dimineață, și li foame, și copilul, și cu tare, și cu tare, și cu tare, mă rog, erau pierduți. Și acum că trebuia să facă asta pipi, au nimerit la parcul nostru. Eu îi făceam semne lui Nima. Nu, cred că era luni, când țin minte că aveam pe aragaz mai multe oale, cu gândul să fac ceva și să pot să-i dau și copilului la prânz a doua zi, să mai mâncăm și noi poimine și așa mai departe. Știți cum e, la început săptămâni. Nima zici, păi veniți la noi la masă, măcar vă odihniți până trebuie să urcați iar în dubă să vă duceți la următorul zbor. Că li se duse alt zbor din alt aeroport, nu știu cum. Așa, da. Așteptau și un bebe, exact. Și le-am zis, hai la masă. Și au venit 10. 10. Și am aflat povestea, sunt mormoni din Utah, unde statul cu mormoni, cu nu știu ce, cu nu știu. I-am pus la masă un copil cu nevoi speciale, ea însărcinată, cel mai mic avea un an și jumătate, cred că cel mai mare avea 16 ani, erau plecați de 20 de ore de unde trebuia să plece, pierduseră două, sau le s-a numeastră două zboruri, conduseseră 7-8 ore, erau cam, da, foarte senine, așa, genul ăla de atitudine, că totul se întâmplă cu motiv și că Dumnezeu o să aibă grijă de noi, sau cineva o să aibă grijă de noi și așa mai departe. În orice caz, i-am pus la masă, i-am lăsat, i-am pus la copii un film, că na, ce să faci cu WhatsApp ochii. Am povestit, le-am dat drumul în curte să respire o leacă. Am prins că le-am dat și un rând de schimburi cu unul dintre copii. Scute, ce, sau mă rog, ce mai avem rămas de la una. Și am primit un pachet de la ei. Un pachet de la ei care are un cu coșuleț cu produse bio, cu lapte de capră, cosmeticale și din astea, gem făcut de ei, peltea făcută de ei, săpun, o carte a mormonismului, bineînțeles, pe care bineînțeles că am să o citesc. Eu am citit și toate Bibliile posibile, și Coranul, și Tora, și Cabala, și tot ce pot, tot ce prind și precept, eu citesc, mi se pare interesant și mi se pare bine de știut care sunt valorile morale puse în cuvintele altora. Este foarte bine de știut și cum le interpretează ei în context modern. Mi se pare că e mult de învățat din treburile astea. Mă rog, am să citesc și mormonism, nu e nicio problemă. Mai ales că ca o carte de SF, ei cred în extraterestri, că o să se mute cu toții pe Saturn sau ceva de genul ăsta. Treaba lor. Acum, na, fiecare cu ce știe. Am citit și Cartea Morților de la egipteni, am citit foarte multe chestii referitoare la spiritualitate și religii, precepții și așa mai departe. O să o citesc pe asta, o să fie foarte interesant, dar mi-au trimis și o scrisoare cu o poză pe care am să vă o arăt și vouă, că eu v-am zis atunci câți mulți, dar parcă când îi vezi e altă treabă. Audio. Pardon. Mulți! Mulți, și ne-au scris și numele pe spate. Numele și vârstele. Ăsta, ăsta, ăsta. Uite, 21 de ani. 21 de luni, ok. Nu e interesantă treaba? Ăștia sunt. Mulți. Nu știu dacă e poză nouă sau nu, dar cred că e. Deci ăștia au fost musafirii noștri.
Ana, binevenit. Și mi-a trimis o scrisoare care zice așa. Dacă îmi permiteți. Pentru că e... Despre asta vorbesc când închei o interacțiune. Chiar dacă na, cadourile sunt, vă dați seama că sunt mult apreciate, dar nu sunt obligatorii. Adică scrisul de mână. Eu m-am mai povestit cât de tare contează pentru mine scrisul de mână. Dana și Nima. A durat mult prea mult ca să scrie, să trimitem acest pachet. Pentru că am vrut să-l umplem cu lucruri din viața noastră pe care vrem să le împărțim cu voi, ca să spunem mulțumesc pentru generozitatea voastră amazing, uimitoare. Geamul și pelteaua sunt făcute din fragii și coarnele crescute în grădina noastră. Spirit goat, adică spirit de capră, aici ne-a nimerit, a fost creat de vecinul nostru, vecina noastră, și în momentul de față se vând la nivel național, sunt foarte bune. Copiii mei iubesc animalele de pluș și de asta am trimis un unicorn pentru una, ce a fost nimerit-o și pe asta, mamă. Ei au ales-o pentru ea. Noi suntem membri din Biserica lui Iisus Hristos de Sfinții de ziua 7, îmi imaginez, Latter Day. De ziua de mai, de mai încolo. Cartea Mormonilor este cartea de căpătâie a religiei noastre. Nima a menționat la un moment dat către Nate că nu știe foarte multe despre religia noastră. Așa că vă zicem noi. Și aici urmează ceva despre religie care, mă rog, dar care nu e nesimțită. Deci o descriere pe scurt și de bun simț. Iisus este în centrul credinței noastre. Cartea Mormonilor este altă, este următorul lui testament despre el. Este despre o populație care a trăit în Ierusalim în jurul anilor 600 înainte de Hristos. Ei au călătorit către America, nu știm când. Cel puțin asta cred eu că e adevărat. Structura familiei este vitală pentru o comunitate sănătoasă și pentru societate și vă încurajăm, asta credem noi și vă încurajăm să citiți Cartea Mormonilor pentru mai multe detalii. Dacă vă veți găsi vreodată pierduți în Utah, vă rugăm să ne căutați. Noi vom prețui întâlnirea noastră întotdeauna. Credem în intervenții divine și credem că asta e ceea ce s-a întâmplat, cel puțin pentru noi în ziua aia. Sperăm că vă bucurați de ce primiți, o să vă placă ce v-am trimis și că ne vom vedea din nou într-o zi bună. Cu dragoste, Welkers. Deci asta a fost scrisoarea de la ei. Sunt o sentimentală, eu v-am zis că sunt făcute din bezele și că sunt moale pe dinăuntru, dar asta e. Asta a fost scrisoarea de ei. Deci asta este lucru bun care s-a întâmplat săptămâna asta. Alt lucru care s-a întâmplat săptămâna asta și singurul care mi-a apărut în feed, așa că trebuie să-l menționez, este că cercetătorii din America au descoperit în sfârșit că unii pești, despre care se știe sau se știa că fac treburile astea, au o genă care practic scot din circuit celulele sanguine care sunt bătrâni și bolnave. Deci când și-a făcut treaba și a terminat cu transportatul de oxigen și nu știu ce, celula sanguină moare. Sau mă rog, se usucă acolo și stă ca vita. Este inutilă și ocupă spațiu de aiurea. Unii pești, care sunt în cercetări de foarte multă vreme, au o genă care se activează și când găsesc și determină corpul, practic, să scoată la pensie aceste celule care nu mai sunt folositoare. Săptămâna trecută, această genă care scoate sângele bătrân din circulație a fost denumită Vlad Țepeș. Asta este singura chestie drăguță pe care am găsit-o. Și acum haideți să vorbim un pic despre vot, pentru că trebuie.
Am vorbit foarte mult în ultima vreme și, da, am citit și eu tot felul de propagânzi pe internet, inclusiv domnul Ilie Mircea, de care eu v-am mai povestit că m-a invitat să-l dau like la PSD Tecuci și care am descoperit că în ultimele 3 zile, fără să includem ziua de astăzi, a postat pe Facebook de 34 de ori, 34 de ori, adică mai des decât o dată pe oră. Vă știți cât timp îți ia să faci de mai postările pe Facebook? Nu știu ce slujbă are el la primăria Tecuci, dar este clar că nu este plătit ca să stea pe Facebook pentru 34 de postări în 3 zile. Înțelegeți? Dintre care numai tâmpenii. Este foarte adevărat că el sâmbătă și duminica nu postează, că sâmbătă și duminica nu este la lucru, mai ales duminica, când probabil poate este la biserică, băiatul. Poate se duce să se spovedească, pentru că spune atâtea minciuni, dizvini rău, inclusiv faptul căci. Mor! Ultima găselniță este că la Galați se va face aeroport internațional. Fix între fermele alea de dezafectate și marea ruină care este combinatul de la Galați. Fix lângă autostrada Soarelui numărul 2 și heliportul cu care vin oamenii să facă muncile câmpului. Mai avem și bărci, pentru că este și canalul Panama. L-au mutat gălățenii din Panama direct la Galați. Da, normal că ne trebuie acum și aeroport internațional. Și eu poz acolo cu niște burtoși care stau pe un câmp și fac așa cu degetul pe o hartă cu curul în sus, care e copiată de pe Google Maps. Și postarea ta cu s-au demarat lucrările care, da, s-au demarat lucrările aprobate de noi, pentru noi. Ne vor trebui niște foarte multe studii de fezabilitate care costă mulți bani, dar noi ne bucurăm. Deci, da, pentru aceste minciuni și alte cele, probabil că domnul, mă rog, că n-or fi ale lui tehnic, el doar dă share. N-am făcut eu, tanti, eu nu m-am dat mai departe. Așa, probabil că duminica el se duce la spovedit, că e clar că nu lucrează după activitatea lui de pe Facebook. E foarte simplu să urmăriți aceste chestii. Tot acest Iulian Mircea, ca o palmă în fața tuturor, așa, pentru că prost nu-i, clar, nici foarte deștept, dar prost nu-i. Are pe pagina lui personală, pe care o folosește pentru așa, da, pe pagina lui personală, pe care el o folosește pentru propagandă, clar, și în care spune numai tâmpenii și în care își pune poze cu cureaua lui Gucci și pantofii lui Pucci. Citatul personal inspirațional pentru dumnealui este din Machiavelli. Dacă nu știți cine a fost Machiavelli, vă spun eu, a fost un fel de om politic italian, născut la sfârșitul anilor 1400, care a venit cu ideea că scopul scuză mijloacele în politică. Asta nu inventez. Așa este el. A scris o chestie, un tratat numit Principele, și acolo explică cum este ok să ai un stil duplicitar, este ok să prezenți absența moralității cu cuvintele astea. Duceți-vă și căutați-le, că nu e nicio chestie. Mariana, bine ai venit. Da, scopul scuză mijloace, exact. Deci stil duplicitar, absența moralității, lipsa empatiei, autointeresul sunt și scopul scuză mijloacele în context politic sunt preceptele pure propagate și verbalizate de Machiavelli. Și Machiavelli este domnul pe care acest Iulian Mircea îl prezintă ca inspirație pe pagina lui personală de Facebook, unde de asemenea publică numai minciuni. Deci, despre asta este vorba. Este același personaj care mie mi-a cerut să dau like la PSD. Dacă eu dau sau nu dau like la PSD este treaba mea, după cum este treaba voastră, dacă alegeți
sau nu să votați cu PSD-ul sau împotriva PSD-ului sau pentru altcineva. Nu e neapărat nevoie să votezi pentru cineva. Poți să vorbești, să votezi și împotriva altcuiva. Asta este foarte clar. Am înțeles. Claudia ne spune ceva frumos. Înțelegeți? Și așa mai departe. Adică e pentru toată lumea care sunt, să decidă care sunt preceptele care le guvernează viața. Dar este diferență între tu a alege pentru tine și tu a avea impresia că poți să alegi pentru altul. În momentul de față, vă spun clar, și dacă asta înseamnă că voi pierde din voi, dacă asta înseamnă că voi primi palme înapoi, dacă asta înseamnă că îmi autodepășesc limitele a ceea ce presupune o conversație civilizată, îmi cer scuze, dar vă voi spune acum în față ceea ce cred eu despre treaba asta. După ce am văzut, după cât am citit, după toată cercetarea pe care am făcut-o, după pus cap la cap toată informația pe care o am despre foarte multă lume, în momentul de față vă zic cu mâna pe inimă, uite așa, și direct în ochi mă uit la voi, dacă tu votezi acum cu PSD-ul, sunt patru opțiuni. Ori ți-e frică. Dar dacă ți-e frică, înseamnă că ești om slab. Ți-e frică că îți pierzi jobul, ți-e frică că te spune șeful, ți-e frică că te dă mătă afară din casă, nu știu de ce ți-e frică, dar dacă tu votezi cu PSD-ul, s-ar putea să-ți fie frică. Dacă ți-e frică, ești om slab. Și dacă ești om slab, atunci capul plecat, sabia nu-l taie, dar s-ar putea să-ți intre o plouă în fund și așa mai departe. Treaba ta, stai jos, toată viața ai să fii ăla care sta cu cruci pe scaun. Dacă votezi cu PSD-ul, s-ar putea să fii hoț. Asta este unul dintre motivele pentru care vrei să continui să votezi cu PSD-ul. Înseamnă că ți-i merge bine. Dacă ești printre persoanele cărora le merge bine în țara asta, fără să le pese de alții, înseamnă că ești hoț, corupt și așa mai departe. Înseamnă că ești în cârdășie. Îmi pare foarte rău. Asta este adevărul. Gândiți-vă la cine votează cu PSD-ul. Dacă votezi cu PSD-ul, s-ar putea să fii om rău. Eu înțeleg că ți-e frică, că dau musulmani, că vin gay să-ți furi copiii, că Soros, că Europa, că îți fură terenurile, că te lasă fără lumină, fără curent, fără nu știu ce. Astea sunt toate niște prostii. Pentru că nimeni nu te convertește cu forța. Nimeni nu-ți bagă nimic în fund sau te pune în brațele unui gay sau unei gay cu forța. Nimeni nu-ți fură copiii, nimeni nu-ți fură autostrăzile, nimeni nu poate să-ți ia cetățenia. Tu n-ai nimic de pierdut. De la nimeni care este minoritate etnică, națională, religioasă, sexuală și așa mai departe în lumea asta, tu, ca român neoș, cu toate drepturile, nu ai nimic de pierdut. Iar dacă tu votezi ca să iei dreptul vital la egalitate, la libertate și la siguranță. Deci astea trei merg mână în mână. Egalitate, libertate și siguranță, legal vorbind. Dacă tu votezi ca să iei lui altul dreptul, tu ești un om rău. Tu nu aperi neamul și țara. Că țara nu are nevoie de apărarea ta. Țara are nevoie de chestii care să funcționeze. Țara are nevoie de modele bune, țara are nevoie de un sistem legislativ corect, are nevoie de un sistem educațional corect, care nu mai există, are nevoie de un sistem al sănătății care să funcționeze și al nostru nu funcționează, are nevoie de un sistem reprezentativ, are nevoie de investiții, are nevoie să nu se mai fure, are nevoie să-și păstreze resursele, de asta are nevoie țara. Nu are nevoie țara de daci, care să zică, domnule, numai ca noi, trebuie să fii alb, trebuie să fii neauș românesc, trebuie să fii hetero, trebuie să fii restul la gară. Nu, iubitule, nu, iubito. Evoluția nu se întâmplă cu participarea unor grupuri omogene și fix la fel. Nu există așa ceva în istorie. Nu există. Nu există. Îmi pare foarte rău. Deci dacă tu te duci la vot ca să votezi cu PSD-ul,
ca să iei altul, altuia dreptul la egalitate, la libertate și la siguranță, știind foarte bine că tu n-ai nimic pierdut. Nimeni nu ți-a ție cetățenia, nimeni nu ți-a ție ortodoxia, nimeni nu ți-a ție familia sau altceva, dreptul de a face ce faci deja. Deci viața ta nu se va schimba cu nimic, dar dacă tu te duci la vot activ ca să-i strici altuia ploile, ești un om rău. Și numărul 4, poate nu ești hoț, poate nu ți-e frică, poate nu ești om rău. Înseamnă că ești, să mă ierti Dumnezeu, prost ca noaptea. Crezi așa niște tâmpenii. Când ai toate dovezile în fața ta, când ai toată informația acolo, la căutare, când ai copii tineri și deștepți care îți spun, mamă, nu mai vota, n-ai cu PSD-ul, votează cum îți spun eu. Când ai intelectuali, floarea cea vestită, oameni învățați, oameni care au văzut lumea, oameni buni, români de valoare, oameni buni, români care gândesc, români care lucrează, români care își plătesc dările, români care sunt corecți, români care sunt inspiraționali. Uitați-vă la toți românii ăștia cu care ne mândim în afară. Că e profesor la MIT, profesor la Stanford. Luați-vă după ei, fraților, că sunt oameni deștepți. Dacă tu ai toată informația asta și toate exemplele astea la mână și tu crezi tot tâmpeniile alea, înseamnă că ești prost, îmi pare foarte rău. Deci astea sunt cele patru categorii pe care eu le văd și care acoperă toți votanții PSD pe care îi cunosc eu, care sunt pe față. Ori mai fi și alții care nu se arată, înseamnă că înseamnă că slab, că le frică să se arate, înseamnă că hoți și le frică să nu-i descopere, înseamnă că tot într-una din astea patru categorii apar. Deci asta este părerea mea. Fără nicio jenă și fără nicio supărare și fără nicio nimic. Fără nici o treabă. Dacă votezi cu PSD-ul, ești într-una din astea patru categorii. Și știi ceva? Este dreptul tău. Asta înseamnă democrație. Asta înseamnă democrație. Mergi și votează cu PSD-ul. Dar asumă-ți că pentru noi, oamenii normali, care muncesc din greu, care nu fură, care nu le vor rău altuia, care suntem români, eu sunt româncă, eu vorbesc românește, eu trimit bani acasă, eu toate proiectele caritabile, aproape toate, sunt în România. Ok? Mama încă plătește pe mine și pe fratele meu la întreținere. Eu dacă mă duc în București, plătesc bilet la autobuz. Ok? Eu votez. Eu îmi fac cercetările. Eu citesc. Eu învăț Constituția. Eu știu treburi. Eu sunt implicată. Sunt plecată de 15 ani de acasă. Vorbesc românește. Ok? Vorbesc despre România pe unde mă duc. Dacă copilul are zi culturală la școală, eu gătesc românește. Deci nu spune tu mie că eu nu sunt român. Sunt botezat ortodox, copilul meu e botezat ortodox, mi-am botezat bărbatul ortodox. Din motive care țin de mine și de familia mea. Nu este treaba nimănui ce fac eu. Dar să-mi spui tu mie că tu ți-aperi țara dacă votezi să-i tai gâtul altuia, asta este o tâmpenie. Mă iertați, este o tâmpenie. Nu mai pune nimeni botul. Păi categoria cumpărată e la hoț. Intră la hoți, de aia am zis, mână în mână. Deci cele patru categorii mari și late sunt, dacă votezi cu PSD-ul, ești ori hoț, ori slab de înger și ți-e frică, ori om rău, ori om prost. Îmi pare foarte rău. Asta e. Cine votează cu PSD-ul pică într-una din astea patru categorii, dacă nu sunteți de acord, treaba voastră. Asistații sunt cumpărați, intră la cârdășie, intră la hoți. Că ăla fură de la stat dacă primește bani pe ceva ce nu merită. Deci ăia fură, ăia pică la hoți. Înțelegeți? Deci astea sunt cele patru categorii. Astea sunt cele patru categorii. Mai spuneți-mi voi alt exemplu de votant PSD care nu pică într-una din astea patru categorii. Eu vă spun, toți votanții PSD, susținătorii PSD,
cad într-una din astea patru categorii. Și întrebarea mea este pentru voi. Dacă v-am jignit, pare rău, ăsta este adevărul meu. Din tot ce am văzut până acum, ăsta este adevărul meu. Ăsta este adevărul meu. Ok? Nu vreți să-l auziți? Treaba voastră. Eu sunt pe canalul meu și am să vorbesc adevărul meu la mine acasă. Din toți votanții PSD, a toți pică în astea patru categorii. Dacă mai aveți voi vreo categorie, o aștept. Da. Da. Dar întrebarea mea este următoarea. Istoria vine și trece peste noi. În trecut, istoria era o chestie pe care o scriau câștigătorii. În prezent, în prezentul nostru de azi, istoria este un lucru pe care noi îl construim. Este un lucru pe care noi îl documentăm, noi, oamenii normali, da? Pentru că avem instrumente de documentare. Nu mai poți zică oricine orice. Pentru că dacă Iulian Mircea dă share la un articol despre cum s-a făcut lucrare pe tronsonul Tecuci-Nicorești și poza este din alt județ, păi o să trezească tâmpita asta de Dana Sandu și cu Coroș, cu încă câțiva, care o să-l tragă pe acela de mânecă. Băi, nu mai spune tu toate tâmpenile, că noi știm de unde ai luat tu poza asta. Uite-o cu alea pe Google. E din alt județ. Deci nu spune tu mie că ai făcut lucrări la Tecuci-Nicorești, cât îi dăm în gât. Iartă-mă. Înțelegi? Noi astăzi construim istoria noi, noi o scriem. Istoria vine peste noi, vrem, nu vrem. În 50 de ani lucrurile nu o să mai fie cum sunt acum. Nu, acum să fie cum sunt acum și e foarte bine că nu o să mai fie cum sunt acum. Înțelegi? Despre nehotărâți am o părere foarte bună. Am o părere foarte bună și am să vă zic de ce. Nehotărâții sunt cei care, în general, nu pleacă nimeni de la Demos la PSD. Nehotărâții, în general, pleacă de la PSD în altă parte. Am o părere extraordinară despre nehotărâți. Știți de ce? Pentru că este mai greu să schimbi părerea cuiva care deja are una decât să-i formezi cuiva o părere nouă despre ceva despre care n-am mai auzit. Deci mai mult procesează și mai mult efort și mai multe emoții trebuie cuiva care are deja o părere să-și o schimbe decât cineva care nu știe nimic despre nimic. Deci nehotărâții, din punctul meu de vedere, au tot respectul meu pentru că măcar procesează informația și se chinuie. Deci în capul meu sunt oameni buni, în esență, care au fost prinși într-o situație inițială care nu se mai potrivește și care au realismul de a se uita la ea și a spune: dom'le, nu se mai pupă. Cum e și tata? Tata a fost mare susținător PSD pe vremuri. Nu mai este. Pentru că se uită la situație și zice: n-am cum să votez, cum să mai votez eu cu ei dacă, uite, așa și așa și așa și așa. Deci pentru nehotărâți, eu am o părere față de nehotărâți, am o admirație fantastică. Există un studiu foarte cunoscut la Stanford, care este o universitate aici în California și care e una dintre cele mai bune din lume, care s-a făcut exact pe treaba asta, pentru pe cât de greu este să schimbe o părere deja formată. Stanford e una dintre cele mai bune universități din lume și este profilată în general pe studii de antropologie și sociologie. Deci psihologia maselor și așa mai departe. Asta fac ei, de la fielul lor, înțelegeți? Și din anii 70 conduc o grămadă de studii exact pe treaba asta. Iar asta citeam aseară. Este mai greu să schimbi o părere decât să formezi una nouă. Deci pentru nehotărâți, tot respectul. Sper să ia hotărârea care trebuie. Și spuneam că istoria vine peste noi, vrem, nu vrem. Va trece peste noi, vrem, nu vrem. Noi o să fim oale și urcele. Tu, de ce parte a istoriei o să te afli? Unde o să fii? Unde o să fii? România nu va rămâne cum este. România este vândută, este fragmentată, este fărămițată. România este îmbâxită. Înțelegeți? Eu vă rog să vă gândiți că în istorie foarte multe chestii au fost reprobabile și întotdeauna s-au găsit niște isterici care să scandeze pentru tradiție. Nu spun că tradiția este rea, spun că impunerea tradiției asupra altora este o chestie absolut demonică.
Întotdeauna s-au găsit tâmpitele alea care au protestat pentru dreptul femeilor de a nu purta pantaloni. Ca și cum le forța pe ele cineva să poarte pantaloni în perioada în care purtatul de pantaloni era ilegal. Nu faci, stai, poartă-ți corsetele, chinuite, treaba ta. Întotdeauna va fi cineva, un tâmpit, care va ieși în stradă să protesteze împotriva ilegalizării mutilării corporale, cum se făceau, se legau picioarele la chinezi, să le facă, uite, așa de mic. Asta înseamnă că toate oasele se rupeau repetat, putrezea carnea, dar mă rog, de dragul frumuseții și să fie sexy, familiile făceau asta fetelor. Sau mutilarea genitală care se întâmplă prin Africa. Și întotdeauna sunt niște tâmpiți care ies în stradă să protejeze ei tradiția. Chiar dacă tradiția nu-i privește pe ei, ei poate să-și o păstreze. Spiel pe cap, i-aș bage în cur. Înțelegeți? Dar întotdeauna vor fi tâmpiții aia care acum 50 de ani protestau să nu se dea voie la femei în universități. Inclusiv femei. Nu contează. Că toți putem să fim prostia, nu discriminează. Toți putem să fim proști sau neinspirați. Erau ăia care ziceau, familia, ce scoate femeile la școală? Ce scoate femeile la muncă? Întotdeauna au fost tâmpiții care au protestat. Și ea, ca istoria a venit peste noi, ne-a demonstrat că așa trebuie și ăia întotdeauna o să fie ca niște hopamitică. Te uiți în urmă și o să vezi. Au fost niște spălați pe creier și cunoaștem după nume care au fost tâmpiții ăștia. Și care au fost tâmpiții dintre scriitorii români, care au fost spălați pe creier și așa mai departe. Îi știm. Tu de care parte a istoriei vrei să fii? Tu vrei să fii de partea tâmpiților care au protestat aiurea niște tâmpenii care oricum, nu, de fapt nu sunt tâmpenii, au protestat aiurea pentru că nu i-a amenințat nimeni, practic, pe ei, personal. Sau vrei să fii de partea celor care au fost primii care au vorbit? Cum sunt pozele alea de la raliurile lui Hitler, toată lumea este, hai Hitler, să omorâm cu tare, să omorâm pe el alții, așa, așa, așa. Și este un singur soldat care stă așa. Pe ăla știe toată lumea azi. Pentru că ăla a fost de partea bună a istoriei. Cum ne uităm la războaie, în urmă. Și auzi povești că au mâncat, s-au omorât între ei, mănânci carne de om, că era foamete. Știți ceva? Sunt unii care au mâncat carne de om și zic, e, așa erau vremurile. Și întotdeauna este unul care zice, așa erau vremurile, dar eu n-am mâncat. Dar eu n-am omorât. Dar eu n-am furat. Deci tu, votatorul, votantul de azi, de care parte a istoriei vrei să fii? Vrei să fii de partea corectă a istoriei sau de partea incorrectă a istoriei? Și spun corectă, nu spun morală. Ok? Nu spun morală. Pentru că la un moment dat purtatul de roșu era considerat imoral. La semiți, mâncatul de fructe de mare este imoral. Nu vorbim despre moralitate. Moralitatea este absolut discutabilă și variabilă de la o populație la altul. Nu, alta. Nu vorbim despre moralitate. Nu vorbim despre moralitate. Și nici nu vorbim despre legalitate. Holocaustul a fost legal. Omorâtul de negri a fost legal. Arsul pe rug al persoanelor somnambule era complet legal. Comunismul, tot ce s-a întâmplat în comunism, teoretic era legal. Înțelegeți? Deci nu putem să vorbim. Nu putem să vorbim despre ce este moral sau ce este legal, dar putem să vorbim despre ce este corect. Voi știți că tot la Stanford s-au făcut, cred că am mai vorbit despre treaba asta, s-au făcut un studiu cu maimuții, niște maimuții mititele, capucini, alea care au creierul cât un sâmbure de caisă. Le-au pus la treabă și le dădeau plata cum ar veni. Și azi le-au dat la amândouă struguri, mâine le-au dat strugurile asta și castravete lui aia. Poimine iar, strugurile asta, castravete lui aia. Știți ce a făcut aia cu castravetele? L-a aruncat în capul ăla. Pentru că avem cu toții în sistemul nostru impregnat acolo o treabă care spune asta nu este corect. Înțelegeți? Corect nu e egal moral, nu e egal legal. Corect este corect. Oricine poate să recunoască ce este corect. Oricine poate să recunoască ce este corect. De-aia vă întreb. De care parte a istoriei vrei să fii? De aia corectă
Sau de aia care protestează de aiurea împotriva niște unor chestii care nu sunt de fapt probleme reale. Gândiți-vă. Iar ca să vă exemplific niște treburi, vreau să vă arăt așa ceva. Poate nu vă interesează matematica, dar vreau să vă arăt o treabă. Franciză, nu-mi trebuie franciză, Doamne iartă-mă. Să vă arăt o treabă. Ăștia-s votanții, da? Toți. Toți votanți. Nu contează. Și nici nu contează cum rup această foaie. Să zicem că ăsta e PSD-ul, da? Dacă ăsta e PSD-ul și ăștia sunt toți votanții, înseamnă că PSD-ul ia 100%. Dacă ăsta e PSD-ul și ăsta. Stai că nu mi se potrivește aici, nu știu de ce nu se potrivește, dar nu se potrivește, nu contează. Și ăștia votează cu altcineva, deja PSD-ul nu mai e 100%. Și nu contează cu cine votează ăștia. PSD-ul nu mai are 100%. Dacă mai vin și ăștia, ia uitați-vă. Deci ăștia care stați acasă, nu mai stați acasă. Veniți și votați cu cine vreți voi, cu oricine. Ia uitați ce se întâmplă. Vedeți ce se întâmplă? Din total, PSD-ul nu mai are 100%, nu mai are nici măcar 50%. Mergeți și votați, oameni buni, că dacă nu votați, decidați pentru voi. Eu sunt în America, sunt ok. Am libertate de exprimare, am libertate de mobilitate. Poți vine acasă cu pașaportul american, poți să-mi schimb numele și gata, și-am terminat povestea, intru ca o floare. Dar care sunteți acasă, care vreți să vă întoarceți acasă, mergeți și votați. Mergeți și votați. Că iaca, ăsta e PSD-ul, votează singuri, sunt numai ei. Ăștia, nu știu, alții, nu contează. Și ăștia sunt încă alții. Asta trebuie să mergeți. Să rezolvați. Înțelegeți? Pentru că noi din afară facem. Dar la urma urmei, voi sunteți cei care trag. Voi sunteți cei care trag. Înțelegeți? Roxana, Mihaela Oana. Da, despre asta a fost vorba astăzi. Și ca să închei și să fie măcar un pic informativă treaba asta, probabil că cei care au nevoie de informația asta probabil au plecat deja, dar eu vă zic ca să rămână acolo înregistrată. Participarea la vot cu alegerile europene, că nu sunt prezidențiale, nu știu ce, dar sunt alegerile europene în care determinăm împreună direcții în care să o ia Uniunea Europeană și implicit cei care ne reprezintă într-acolo. În general, sunt lucruri care au legătură cu comerțul internațional, securitate, protecția consumatorului, criza climatică. Și ce să facem? Na, să interzicem paiele de plastic, nu știu, chestii de genul ăsta. Și creșterea economică în general, despre asta este vorba la Uniunea Europeană, oricum, care s-a format cu ideea de bani. Nu vă gândiți că avea cineva United Europe și o să fim toți o. Nu, este vorba despre bani, este o uniune comercială, așa cum este și BRIC-ul, format din Brazilia, Brazilia, cine cu R? M-a întâmpit. India și China. Rusia, Brazilia, Rusia, India și China. Tot e Uniunea Economică, toate sunt. Ok? Am înțeles.
Deci despre asta este vorba și dacă vă gândiți la securitate, pentru că vă zic, unii dintre voi aveți impresia că o să vină cineva și o să vă furi vouă, o să vă ia vouă naționalitate, o să vă distrug vouă familia, o să vă furi copiii, o să vă pută în cur, Doamne iartă-mă! Treburile cu Uniunea Europeană, din care vrei, nu vrei, faci parte și de beneficiile căreia te bucuri și tu, chiar dacă nu te duci în vacanță undeva în Uniune. Îți zic clar că te-ai bucurat și tu de avantajele de a fi parte din ea. Chestii care țin de siguranță nu se referă la hai să-i lăsăm pe toți sirienii să vină să ne ia femeia de acasă, cum am văzut niște inepții. Nu se referă la din astea. Se referă toate la trafic de organe, la trafic de ființe umane, la cooperare judiciară. Ce înseamnă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, protejarea victimelor terorismului, da, securizarea granițelor într-un mod care are ceva coerent. Deci te ajută pe tine ca țară să-ți dezvolți niște programe de frontieră pentru cei care n-au și nu știu cum să trateze cu ăștia care vin cu bărcile pe apă. Na. Cum să utilizezi sau să securizezi cardurile bancare, adică sunt niște chestii foarte de bun simț, așa, ce înseamnă victimele de violență domestică, adică despre asta este vorba, în ceea ce are dreptul Uniunea Europeană să sugereze, că nu-ți vine nimeni la tine acasă să spună ce să faci, decât dacă produci niște chestii care afectează restul Uniunii Europene. Dacă tu vrei să exporți carne în Ungaria, trebuie să respecti standardele de calitate și de siguranță și de așa ale Uniunii Europene. Dar dacă faci tu la tine acasă, nu-ți vine nimeni să spună de câte ori să cuși cu nevasta sau cum să-ți crești cochilul. Cu condiția să nu-l, bineînțeles, distrugi pe cochilul ăsta, să nu-l abuzezi, să nu-ți abuzezi nevasta. Da, astea sunt niște chestii, dar oricum nu poți vină ție să spună ție ce să faci acasă. Iar dacă ție trebuie să-ți vină cineva și să-ți amintească să nu-ți bați nevasta sau să nu-ți distrugi, abuzezi cochilul, înseamnă că despre ce vorbim. Ok. Deci gândiți-vă. Și mergeți la vot, indiferent cu cine votați. Chiar dacă votați cu PSD-ul, mergeți la vot. Țară civilizată înseamnă și prezență la urne. Olanda are 82%. Deci data viitoare când vă gândiți la vrem o țară ca afară, gândiți-vă că prezența la vot este parte din evoluție. Indiferent cu cine votezi. Și dacă vrei să votezi cu PSD-ul, este dreptul tău garantat prin Constituție. Mergi și votează. Mergeți toți și votați. Gata. Nu mai plâng că m-am enervat. Dacă m-am enervat, nu plâng. Gata, pa! Dacă v-au plăcut bufonii, mai veni și mâine seara, dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul. Bine le învinge. Și am uitat să fac raocul. Am uitat să fac raocul cum am luat cu treburi. Raoc, vă rog din nou să nu mergeți să comentați cu felicitări pe postare. Vreau ca cei care participă la raoc să vină și să uite și să descopere singur dacă au câștigat sau nu. Random. Stați așa un pic. Random. .org. Și dacă aveți iubire să-mi trimiteți, vă rog frumos, azi chiar am nevoie. Au fost 42 din scrieri. Cred. Câștigătorul este 35. Să trag și o poză la ecran ca să nu ziceți că spune de tâmpenii. Au mai fost și cazuri din astea în care cineva, de ce nu ne arăți? Dar eu de unde știu că e corect ce faci tu? Entitled. Îndreptățiți, așa cineva spune, nu e cuvântul corect. Ok, vă las. Trească și capra vecinului. Și știți ceva? Poate ar fi cazul să începem cu trăiască-și vecinul. Cineva zicea acolo două săptămâni și ar dreptate. Trăiască-și vecinul. Nu poate.